Nenea asta nu a fost ministru, scriitor, cineast, nu a fost general, a fost un cetățean de rând, spune inscripția de acum un an. A trăit mult, 91 de ani, dar a fost activ și au făcut monument într-un orășel de lângă capitala Portugaliei. Nu e așa că ar trebui să ne revizuim atitudinea față de modele de urmat? Nu e așa că e important să-i prețuim, să-i apreciem pe cei și pe acele persoane de rând, care se interesează de soarta lor, de soarta celor din jur, de funcționarea legilor. Și nu neapărat să le facem monumente sau să le marcăm, să le sărbăm zilele de naștere, dar să îi încurajăm, să ne alăturăm lor, să îi susținem. Nu e așa că un stat democratic, civilizat, funcționează mai degrabă datorită cetățenilor activi, implicați, decât domnitorilor, boierilor, preoților din trecut. Luați aminte, îngândurați-vă și poate vă implicați și voi, cetățeni activi.